În episodul de astăzi am deschis câteva case-uri, iar skin-urile ce mi-au picat din acele case-uri m-am jucat cu ele la rank. Vă zic de pe acum că am avut un ghinion extrem de mare. Like, share, subscribe și haide să-i dăm cu episodul. Oh, nu contează tire-ul, contează ce armă pică și... LOL! Nu vine să cred că am așa mare ghinion. Cum să-mi dai MP5, bă băiatule? De ce? Noi va trebui să jucăm cu MP5-ul. A doilea case, să vedem dacă avem noroc și... Nope. TRG. Bă, pe bune, îmi dai TRG. N-am nevoie de TRG. Mai avem încă o șansă, să vedem. Bă, dăm ceva bun. AK, te rog eu, dăm AK. Nu pot să cred. Ultima șansă. Ceva bun. Dăm ceva bun. Vector. Bă, eu nu pot să cred ce noroc pot să am. Deci e incredibil norocul ăsta. E f***ing incredibil. Suntem în rank, jucăm aici în Silver 4 ca pro playerii, unde sunt toți tryharderii. Dar o să spuneți: Alex, bă, nu e niciun tryharder aici. Ba da, sunt tryharderi, pentru mine cel puțin. Și avem primul obiectiv, să ne jucăm cu P250-ul. Deci voi trebuie să înțelegeți că ce mi-a picat de acolo din case, cu arma respectivă trebuie să mă joc eu. Sper ca să fac cu fiecare armă în parte câte un kill. Se pare că în A nu e nimeni. Ba da, ei și cu echipierii mei au plantat în B și aparent a murit. Măcar un kill să fac și eu. Am luat prima rundă, normal, pentru că suntem buni și cu ajutorul meu am reușit să car aceasta. Hai că am cărat eu vreo ceva. Avem un plus că jucăm cu Vector. Și de ce am lag? Ok, am lag, nice server. Sper să fac măcar un kill, un kill vreau să fac atât. Hai că mai apuc să mai fac un kill. Uite-l. Bine, m-am făcut un kill. Bun. Nope. A doilea, nu, m-a omorât. Vreau și eu să dau un kill cu TRG-ul, dacă se poate, mai ales cu skin-ul ăsta șucar. Măcar un kill. Hai că mai dau un kill. Bine, mă, un kill. A doilea kill. Focus. Full focus. Nu mă bag. Uite-l pe ăsta. L-omor. Nu mă bag. Era să mor. Am luat bomba. Trebuie să plec de aici. E periculos. Hai pe B cu echipierul meu. Vino cu A. Am murit. Cel mai probabil o să luăm bătaie. Bă! Credeai că nu te au nebunule, am casca în ureche și joc la sunet. Iau-te și pe ăsta alt. M-a omorât. Că aveam un AK acolo, sigur îl omoram. Dar se descurcă băieții ăștia mei. 6-6, vă aduc la informație că noi acum jucăm la CT și efectiv am voie să mă joc doar MP5 și RG. Vector nu e. Cu arma asta n-am voie să mă joc, ok? Deci o să mă joc puțin la troll și o să încerc să dau cuțit dacă nu mor. O să-i dau cuțit lui băiatul ăsta. Ok, am murit, nu-i mai dau niciun cuțit. Dacă mi-au MP5-ul, nu o să mai am bani de armură. Bă, da, uite că mai am. Bine, mă, bun și eu, am și armură, am și MP5. Eu nu știu cum o să mă joc arma asta, adică nu o să fac absolut niciun kill. Cine se joacă cu MP5-ul? Pe bune, e cea mai nasoală armă. Și ar fi bun acum să vină în comentarii cineva și să-mi zică: dar eu fac câte 10 kill-uri cu MP5-ul. Hai că... deja vorbim de hack. Eu dau pe ăsta. Nu. Deci nu se poate juca cu MP5-ul. Nice, gen, avem un AFK. Sunt curios, scrieți-mi în secțiunea de comentarii, le-ați face celor AFK. Eu sincer le-aș bana contul, nu știu. Efectiv le-aș interzice să mai joace cops sau ceva. N-am, mă glumesc, stați așa că băiatul s-a reconectat. În loc să-mi pice și mie un AK, un, nu știu, bă, un OM4, o ceva. Nu, mie îmi dă TRG, îmi dă Vector, ăsta mă omoară, mai am 11 HP. Da, nu, bă, de ce îmi dai TRG, de ce îmi dai Vector, de ce îmi dai P250, de ce MP5 și de ce nu un AK, un ceva? Nu, uite-te și tu ce noroc.
Deja începe să mă enerveze jocul ăsta și cel mai probabil o să dau un rage quit. Cam nasol. Și nu prea vă obișnuiesc eu pe voi cu rage quit-uri sau chestii de genul, pentru că nu prea joc la rank, uite-l pe ăsta. Bă, ești nebun, de ce dau așa ăștia rush? N-am o vere, ăștia se cunosc că sunt de pe CS GO. Bine, acum a murit. Ba, mă, las, și mai înainte a făcut double kill și acum moare. Tare, tare rău. Ce mă, boss-ul? Ia uite, bă, omul meu recomandă să-mi iau AUG. Ia, să vedem ce zice. Ia că am dat skin pe AUG. Nu, mă, nu, nu, lasă, lasă, e ok, e ok, bro, e ok, e ok. Bă, vedeți, lumea mă ajută să fac și eu un kill câte ceva, câte ceva, îmi dă AUG. Ce n-aș fi luat eu AUG-ul ăla, dar nu prea mi-e voie să mă joc AUG. Dar ați văzut? Deci lumea e generoasă aici, cât de cât, nu toată lumea e toxică. Hai totuși să dau și acum lui. Nope. Da, nu mai dau niciun. Alex, no, normal. Bă, ești... Sor-y. Trimit așa un sorry. E regele, mă, băiatul ăsta care e de pe primul loc și efectiv sta afeca. Regele, mă, bravo, mă, ai dat ca, bă, rege. O să iau razna. Ce zice, mă, ăsta Alex Dolar? Zic că am și-o 100. 199. Ce vrea, mă, ăsta de la mine? Vrea să-mi dea report? Uai. Bă, ce-au bă ăștia cu mine? Eu mă chinui aici să fac un challenge și ăsta mă omoară, nice. Oamenii cred că zic că eu fac troll, dar eu chiar nu fac troll. Eu încerc să mă joc serios aici. În concluzie, așa s-a terminat match-ul. Am pierdut cu 13-10 și să fiu sincer cu voi, nu cred că am să mai fac acest challenge. Dacă vreți să mai fac challenge-ul acesta, 50 de like-uri și o să fac imediat un nou challenge de genul. Lumea a început deja să zică că fac troll, că să-mi dea report și nu știu ce. În fine, îmi cer scuze pentru statusurile mele pe care le-am avut, 3 cu 22 cu 2 asisturi. Totuși 2 kill-uri trebuiau să fie ale mele, dar asta e. Nu uitați că ne mai trebuiesc în momentul de față atâția abonați ca să facem cei 1000 de abonați. Eu am fost Alex, iar noi ne auzim data viitoare cu un nou episod. Like, share, subscribe, serverul de Discord în descriere. Salut!